Potrivit statisticilor, în primul trimestru al anului 2013 au fost acordate 679 de audiențe, față de perioada similară anului 2012, înregistrându-se o creștere de 38%. Activitatea pe primul trimestru în județul Dâmbovița s-a concretizat în primirea în audiență a 71 de persoane. De asemenea, au fost înregistrate 22 de petiții, iar 12 dosare au fost soluționate, 9 dintre acestea fiind rezolvate favorabil. De asemenea, pentru județul Dâmbovița, în acest trimestru a existat o sesizare din oficiu referitoare la situația copiilor din comunele Petrești și Răscăieți, care aparțin unor familii cu o situație materială precară. Au fost efectuate 3 anchete legate de acest caz, respectiv la Primăria Comunei Răscăieți, Primăria Comunei Petrești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. În urma verificărilor efectuate, avocatul poporului a emis 3 recomandări către reprezentanții autorităților implicate în aceste cazuri. Cele mai multe petiții au vizat nerespectarea dreptului de proprietate privată, a dreptului la un nivel de trai decent, a dreptului de petiționare sau au vizat drepturile persoanei vătămate de autoritate publică. Au existat și petiții prin care cetățenii au sesizat posibile încălcări ale altor drepturi constituționale, amintind aici dreptul la informare, protecția persoanelor cu handicap, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, însă numărul acestora a fost mai mic. Orice persoană care se consideră nedreptățită sau care a suferit un abuz din partea autorităților sau instituțiilor publice se poate adresa instituției Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Ploiești. Cererile sunt scutite de taxa de timbru, iar audiențele se acordă gratuit.